Drumul spre Europa trece și prin gările auto. În ultimii 4 ani, renovarea clădirilor administrative și a peroanelor a fost pusă pe seama unui agent economic, după ce guvernul Filip le-a dat în concesiune. La stația din orașul Ștefan Vodă, acoperișul e singurul care a fost schimbat. Frumos vopsit e și blocul sanitar, dar când îi deschizi ușa, regreți că ai tras de mâner. Este duș pe păduri. Dar am găsit și gări renovate, ca cea din Căușeni, de pildă. În total, spune agentul economic, au fost reparate 10 gări din cele 30 pe care se obligase, conform contractului de concesionare, să le reabiliteze. A avut la dispoziție 3 ani ca să le reușească pe toate. Și, pentru că nu și-au onorat obligațiile, contractul a fost reziliat. Povestim despre starea jalnică a gărilor și stațiilor auto și despre planurile autorităților sâmbătă la Moldova Gândește, de la 19:45.